un nou concept pentru această zonă. Îmi spuneați înainte de interviu că vorbim despre zona ecologică cea mai importantă și cea mai întinsă a României și iată că veniți cu un produs care merge mai departe, merge să protejeze și mai mult această zonă și agricultura care se poate face în această zonă. Cu ce inovație veniți în Delta Dunării? În primul rând, cum vă spuneam, județul Tulcea e pe locul întâi în România. Ca și suprafață certificată ecologic, deținem la nivelul anului 2018 55.000 de hectare certificate ecologic. Ne aflăm în arealul unei zone strict protejate, cum e Delta Dunării. Și atunci și pașii noștri trebuie să fie unii pentru păstrarea mediului și a unui mediu cât mai curat. Activitatea principală în Delta este agricultura, după cum știți, și dându-ne seama de cantitatea uriașă de plastic cu care se transportau aceste substanțe sub formă de bidoane de 5 litri, 20 de litri, am promovat conceptul tabletelor autosolubile, care nu necesită cheltuieli de logistică și transport foarte mari, deci vom avea o poluare mult mai mică datorită transportului, și ambalate într-un carton reciclabil, care poate fi pur și simplu aruncat pe câmp, fără a duce nicio atingere mediului înconjurător. Cu siguranță acest produs poate să schimbe pe termen lung felul în care se face agricultura aici. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre acest produs. Cu ce îi va ajuta pe marii fermieri? În primul rând, cu un cost mai competitiv. Necărând tone întregi de bidoane, costul de transport, manipulare și logistică va fi unul comparativ scăzut. Apoi, manipularea pe câmp a unor tablete care se autodizolvă în niște utilaje în care se pune doar apă, e una benefică pentru toată lumea. Adică cu cât manipularea și costurile cu manipularea sunt unele scăzute, eu cred că și productivitatea e una mai mare. De ce credeți că oamenii din Delta ar adopta un astfel de produs? Sunt ei interesați să facă agricultură, eu știu, în această ecologică? Îi va ajuta și pe ei? Se gândesc oare la mediu? Se gândesc la copiii lor? De ce nu? Și legislația e una specifică pentru Delta Dunării, pentru că dacă nu deții o autorizație de mediu emisă de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, nu poți desfășura activități de agricultură. Și atunci, dacă te situezi într-o zonă de agricultură convențională, este foarte greu să obții această autorizație de mediu. De asta, fermierii din Tulcea au făcut pași în avans, ca să spun, de acum 10 ani și au considerat că în interiorul unei zone strict protejate e bine să se facă o agricultură fără a aduce atingere mediului înconjurător. Care sunt avantajele acestui produs pentru fermierii din Tulcea și de ce nu din toată țara, din România până la urmă? Noi am decis să schimbăm forma de prezentare a produselor pentru a evita una din marile probleme pe care le avem, fermentarea. În forma lor lichidă, produsele fermentează din cauza faptului că sunt din origine vegetală. Fermentau și ne creau probleme și la depozitare și la calitate mai ales. Schimbând forma pastilelor în forma produsului în pastile efervescente, rezolvăm două mari probleme. Problema fermentării și problema transportului, care devine mult mai puțin problematic fiind dimensiunile mai mici. Ok. De ce ar alege un fermier, din punct de vedere ecologic, ca să zicem așa, produsele noastre? Ce avantaje le aduc ei din acest punct de vedere? Între toți importatorii, distribuitorii, producătorii prezenți pe piața românească, cred că noi avem gama completă de produse, plecând de la îngrășăminte, terminând cu tratament de sămânță și fitosanitare, adică insecticide și fungicide, și desigur și îngrășăminte de sol. Vorbim de o inovație până la urmă. Marea inovație aici este pastila efervescentă. Am schimbat din lichid în solid. Formulările sunt mai mult sau mai puțin aceleași, sunt un pic îmbunătățite cele în formulă de pastilă, dar aceasta este, de fapt, principala idee, forma nouă a produselor.
Cum pot intra fermierii în posesia acestor produse? Avem distribuitori pe fiecare zonă importantă a țării. Aici, în Tulcea, avem un distribuitor, se numește Bioconsulting, partea Biodanubius, a grupului Biodanubius, a clusterului de firme Biodanubius. Și, în general, acoperim fiecare zonă importantă a țării, bineînțeles Tulcea fiind cea mai importantă zonă ca agricultură ecologică, ca suprafețe și ca fermieri. Aceste produse cu siguranță ajută Delta să rămână Delta, să rămână o zonă curată, o zonă bioecologică și așa mai departe. Cum priviți dumneavoastră toate aceste lucruri, toate aceste produse de altfel și cum sunt ele pentru fermierii din zonă? Delta este Biodanubius, clusterul Biodanubius, este vârful de lanță al bioeconomiei în Delta Dunării. Practic, Delta Dunării este o regiune binecuvântată sub aspectul agriculturii bio și dacă nu reușim pariul agriculturii bio, începe și se sfârșește aici, la Biodanubius. Adică, practic, dânsii sunt primul cluster în domeniul bio, au fost antemergători, am susținut această idee cu toată tăria și sunt membru fondator al Biodanubius și cred în ideea că întreaga regiune și nu numai regiunea Deltei Dunării, dar și România poate să ia ca modelul de dezvoltare al agriculturii bio în Delta Dunării. Vorbind despre agricultura ecologică, credeți că această zonă este în direcția cea bună? Această zonă este cu potențialul cel mai mare pe cereale bio și pe produse bio procesate din cereale bio, că aici este marea miză a ceea ce dorim să facem în Biodanubius, să aducem procesarea, să creăm un brand puternic, nu numai la nivel național, dar și regional și să devenim până la urmă un punct de reper pentru toată regiunea dunăreană a Europei.